Criza acută de medici cardiologi la Spitalul Județean Mavromati, cea mai importantă unitate spitalicească din județ, are nevoie de cel puțin doi astfel de specialiști. În momentul de față, doar doi medici cardiologi deservesc solicitărilor botoșănenilor cu afecțiuni ale inimii. Medicii abia fac față volumului mare de muncă. Ar fi nevoie pe secția de cardiologie pentru desfășurarea în condiții optime a activității un număr de 5 medici cardiologi. Mai puțin de 70%, că dacă 3 din 5... Funcționăm în condiții de avarie, asigurăm urgențele medico-chirurgicale, urgențele cardiologice, pardon, consultațiile care sunt de urgență, internările pacienților în spital, iar în ambulator încercăm să suplinim prin funcționarea a două cabinete de medicină internă, care pot să preia pacienți cu afecțiuni cardiologice ușoare, hipertensiuni, cardiopatii ischemice. Pentru funcționare în condiții optime am avea nevoie de minim 5 medici cardiologi. Deci avem 3 medici, avem un rezident în pregătire care încă nu și-a terminat pregătirea de specialitate, încă nu este confirmat în specialitate, și 2 rezidenți în anul 2, cred, de pregătire. Deci funcționăm în condiții de avarie. Avem 3 oameni care acoperă 5 norme. Dintre cei 3 medici cardiologi, unul este în concediu de odihnă până pe 15 ianuarie. Doamna doctor Chiorescu va veni pe data de 15, se întoarce din concediu. Deci mai avem săptămâna asta, vom funcționa într-adevăr cu 2 medici. Este dreptul dânsei să-și ia concediu de odihnă. Am redus numărul de internări de cardiologie, v-am spus, la limita strictă a bolnavilor cardiologici care nu pot fi gestionați pe alte secțiile de medicală. Deci un medic are cam 15 pacienți acum. 15 până în 20. La jumătate din capacitate. Strict pe urgențe cardiologice. Specialiștii de pe secția de cardiologie au o misiune extrem de grea, iar din cauza volumului mare de muncă, dar și a stresului, sunt supuși greșelilor. E extrem de greu. E extrem de greu. Suntem supra-solicitați la maximum. Suntem în pericol de malpraxis continuu. Am fost 4 doctori cardiologi și eram insuficienți. Acum am rămas 2. Venim dimineața, eu cel puțin ajung la 7 fără un sfert. Stăm aici și muncim continuu, fiind solicitați din câte 2-3 direcții deodată. Pentru că secția noastră are 60 de paturi, avem 10 paturi de UTIC. Dar în același timp este nevoie de cardiolog în UPU. Aproape tot timpul, nu exagerez cu nimic, doamna director știe, domnul director știe. UPU are nevoie de cardiologul lui. Toată lumea vine pentru probleme, că îl înțeapă, că n-are aer, că a ieșit din spital ieri și astăzi s-a făcut rău, sau o mie și una de motive, care pot să nu fie grave, dar pot să fie extrem de grave. Cei 3 cardiologi trebuie să asigure asistența medicală pe secție, la urgențe, dar și pe ambulatoriu. S-a întâmplat să avem urgențe la explorări. Chemăm pacientul, aducem aici cu căruciorul, punem pe pat să facem electrocardiogramă și îți face stop. Am avut la cardiologie foarte, foarte frecvent se întâmplă. Am avut câte 2 urgențe odată, am avut și câte 3. Da. Foarte greu, avem noroc. Am pregătit bine asistentele medicale care știu cât de cât ce trebuie să fac în resuscitări, în manevrele de urgență extremă, și mai apelăm și la colegii de pe reanimare, terapie intensivă mare a spitalului, și la cei din UPU, îi chemăm și noi la rândul nostru. Reprezentanții unității spitalicești spun că, deși a fost scos la concurs un post de cardiolog în anul 2015, niciun medic nu s-a arătat interesat să lucreze la Spitalul Județean din Botoșani. Am scos la concurs postul de cardiolog. Am făcut demersuri către Clinica de Cardiologie din Iași, în situația în care sunt medici doritori, cardiologi doritori să vină la Botoșani, oferim toate condițiile pentru a profesa la nivelul nostru de spital județean. În cursul anului 2015, spitalul a scos de 3 ori postul de medic cardiolog la concurs, dar nu s-a prezentat niciun medic. Avem în pregătire un număr de 4 medici rezidenți, unul în anul 1, 2 în anul 2 de rezidențiat și încă un medic în anul 3 de rezidențiat. Peste 2 ani de zile ar trebui să mai vină încă un medic în spitalul
județean. La cabinetul de pe ambulatoriu, medicii acordă consultații câte o singură oră pe zi. În această perioadă însă nici acest lucru nu se mai realizează. Tot ce trebuie noi facem, mai puțin, nu pot să vă spun, na, consultații, dacă bine. S-au făcut liste de așteptare sau programări pentru perioade mai depărtate? Nu, nu. Programările se făceau 30 de zile înainte, până luna decembrie. Acum s-a schimbat situația, până la noi reglementări, nu știm ce să spune. Șefa de la cardiologie spune că își dorește cât mai curând ca secția să funcționeze în condiții normale, iar pacienții cu afecțiuni ale inimii să primească îngrijiri medicale așa cum se cuvine. Cu inima cum stați? Cardiolog, cardiopat? Da, se întâmplă. M-a întrebat un pacient odată. Nu vă este teamă, doamna doctor, că să deveniți victima propriei meserii? Întrebare. Mi-este.